așa de tineri, nu mă gândeam să recit această poezie, dar pentru că am văzut pe unii tineri că chiar au dat, sau au fost motivați de Domnul să dea unele gânduri legate de iubire, am recitat și această poezie dimineață la noi, pentru că am văzut în noi o lipsă de dragoste. Și probabil, spun eu, poate și pe la dumneavoastră la fel. Acum eu mă gândeam să sunt acolo pe bancă că de ce oare să lipsească dragostea între noi când toți vom ajunge în același cer, nu? Mă dați seama. Dacă de aici nu ne iubim în cer, cred că vom sta la mese separate, dar cum ar fi acolo pe lume? Dați seama, dacă de aici nu ne iubim, nu? Eu aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne iubim din toată inima. Poezia spune, sau poartă titlul, să nu urăști. Și mi-ar place, în primul rând, îmi spun mie, niciodată, să nu ne treacă prin gând acest lucru, să nu iubim pe fratele nostru. Din contră, să facem tot ce ne stă în putință, dacă se poate, să îl ajutăm, să îl încurajăm și Dumnezeu să ne ajute. Eu nu-l urăsc pe acesta, dar nici nu-l pot iubi. Îi auzit pe oameni cu asemenea mărturii. Eu nu-l urăsc, dar spune, unde voie să stai când pleci de aici din lume? În iad? Sau sus în rai? Iubirea e divină din Dumnezeu, să știi, dar ura e din moartea eternelor pustii. La mijloc nu se poate, sau rău, sau credincios. Sunt două căi în lume, ne-a spus Iisus Hristos. Că n-ai știut aceasta, amicul meu, să știi, că dincolo de moarte sunt două veșnicii. Iubirea este visul și locul fericirii, dar ura este moarte și locul chinuirii. Ce fel de sentimente simțești când te frământă? Ești copleșit de ură sau de iubire sfântă? Iisus Hristos vorbise cu glasul lui cel sfânt cum ura între oameni va crește pe pământ. În lumea din afară, dar și în biserici chiar. Vor fi cuprinși de ură și acei de la altar. Același duc de ceartă, aceeași întrebare. Ca să conducă turma, cine va fi mai mare? La fel ca în vechime, îi întâlnești grupați cu sentimentul rece. Atâția zeci de frați, cu Apollo, cu Chifa, Hristos e împărțit în grupuri, grupulețe, spre cel rău pământ. Pentecostal, vai, Doamne, ferește-te de ei. Eu nu iubesc pe alții decât pe frații mei. Baptiști, vai, cum se poate? Cum să iubim? Ce spui? Noi mergem după Petru și ucenicii lui. Cu Apollo să meargă cei nebotezați, chiar dacă sunt aceștia, cu Duhul înfocați. Noi nu putem comite risipă de iubire? Noi îi iubim pe aceia cu aleasă prețuire. Hristos însă ne spune și pe vrăjmașii uiți. Chiar dacă sunt din lume sau dintre pocăiți, Hristos ar vrea să nască în pieptul nostru frânt parfumul nemurii de sus, din cerul sfânt. Iubirea e o floare ce aduce rod apoi, dar ura este spinul ce aprinde foc în noi. Iubindu-ne vrăjmașii, iubind pe noștri frați, vom dovedi că suntem creștini răscumpărați. Aceasta dovedește că ești un nou născut, că Dumnezeu ți-e tată, că Dumnezeu ți-e scut. Iubirea e mai mare decât credința chiar, decât înțelepciunea și oricare dar. Iubirea e turnată prin Duhul Sfânt de sus, nădejdea învierii când va veni Iisus. Iubirea e smerită, iubirea a slujit, căci Domnul din iubire pe noi ne-a mântuit. Iubirea e frumoasă și harnică și vie. Iubirea este Domnul de sus, din veșnicie. Când ura se îmbracă cu haina ei de in, te îngrozește monstru ce-i prefăcut creștin. Când cineva imită iubirea prefăcut, nu poți să-i spui altcumva decât creștin căzut. Scriptura îi numește vlavioși formali, indiferent de culte, baptiști, pentecostali, nu numele contează, ci jarul care l-ai. Iubirea ne va duce în cerul, sus, în rai. Paharul conștiinței, al inimii pahar, sau este plin cu ură, sau plin cu duh, cu har. La mijloc nu se poate, nici ură sus în rai. Ca Bartimeu, iubite, dezbracă-le cu strai.
Stăruitor te roagă și cere Duhul Sfânt. Amen. Căci Duhul face roada iubirii pe pământ. Amen. Prin Duhul Sfânt învinge în puterea celui rău, ce naște în oameni ură și vrăjmășii mereu. Ai tu această forță creștină prin dezel? Făgăduința scrisă în cartea lui Ioel? Iubirea cristalină din nesfârșite zări, noi am de fericire și binecuvântări. Făgăduința scrisă, prietene, să știi, și astăzi se revarsă. Și tu o poți primi. Amen. Învinge-te pe tine, iubind pe ai tăi vrăjmași. Amen. De ura infernală învinți, să nu te lași. Fii credincios și strigă și dovedește deci că ți-ai ales iubirea aici și în veci de veci. Amin. Amin. Amin.